Bine ați venit la Minecraft Viața la Școală! Băie și fete, avem de luat o decizie, probabil cea mai importantă decizie din viața noastră. Avem de ales între a părăsi orașul Pixelburg, pentru că după cum știți, în momentul de față suntem într-un pericol maxim, deoarece mafia din Pixelburg vrea să ne omoare pe toți, însă dacă facem chestia asta, fraților, asta ar însemna să-l abandonăm pe prietenul nostru Ovidiu în închisoare. Decizia logică ar fi asta, pentru că nu putem să ne luăm la bătaie cu mafia din Pixelburg, pentru că nu suntem nebuni, însă, fraților, cum să lăsăm pe Ovidiu în închisoare? Asta ar fi prima variantă și a doua variantă, băi și fete, ar fi să încercăm să-l scoatem pe Ovidiu din închisoare și ori să plecăm cu el, să părăsim toți orașul împreună, ori să încercăm să salvăm orașul. Deoarece în cazul în care nu știați, mafia din Pixelburg are un plan să revină, pentru că ea până acum a existat, toată lumea credea că n-a mai existat, însă ea de fapt a existat, și acum vrea să revină pe piața traficului de persoane și vrea să răpească copiii de pe stradă. Copiii din Pixelburg nu sunt în siguranță. Și noi dacă vom pleca din oraș, practic le spunem acestor mafioți, luați orașul și faceți ce vreți cu el. Însă în același timp, băi și fete, ne simțim vinovați că știm chestia asta, că știm că asta o să se întâmple. Dar n-avem ce să facem, bro, cum să ne batem noi cu mafia? Dar eu nu vreau să plec de aici fără Ovidiu. Deci eu nu știu de voi, domnule polițist, știu că dumneavoastră nu sunteți de acord cu chestia asta, pentru că dumneavoastră vreți să nu fie așa de multe victime. Însă vă rog eu, gândiți-vă foarte bine, trebuie să existe o metodă prin care să putem să scoatem și pe Ovidiu din închisoare și să plecăm toți de aici, bro. Trebuie neapărat să existe o variantă de asta. Vă rog eu, domn polițist, gândiți-vă. Știu că dumneavoastră vreți să plecăm, pentru că dacă mai stăm, riscăm să existe mai multe victime, să spunem așa, adică să murim mai mulți dintre noi. Așa că vă rog eu, gândiți-vă. Marius, știu că este dureros pentru tine și știu că este dureros pentru toți de aici, însă asta ar fi cea mai bună decizie. Domn polițist, nu putem să plecăm și să lăsăm pe Ovidiu aici, bro. Este prietenul nostru, nu putem să facem chestia asta, man. Doamne ferește, nu avem cum să ne punem la bătaie cu oamenii ăștia, nu avem cum să începem un război cu ei. Există două variante. Putem să plecăm acum și să lăsăm totul în urmă, inclusiv pe Ovidiu. Nu ar fi trebuit să fie așa, dar mai bine că ne-am dat seama acum decât mai târziu, când poate mai mulți eram în situația lui. Domnule polițist, nu putem să lăsăm pe Ovidiu. Sau varianta 2, să stăm aici și să ne luptăm cu mafia. Lucru care nu are sens. Suntem câțiva oameni normali versus zeci de infractori. Acum, băi și fete, îmi dau și eu seama, adică, băi, cum am putea noi să ne luptăm cu mafia? Adică n-are niciun sens, n-am putea în niciun caz să facem chestia asta. Dar totuși, bro, oh my god, băi, și fete, nu putem să lăsăm pe Ovidiu aici. Marius, o să încerc să fac rost de o vizită cu Ovidiu, o să încerc să mai vorbim o dată cu el chiar mâine. Dar dacă nu se poate rezolva nimica, eu spun ca mâine seară să plecăm din orașul ăsta. Crede-mă, o să caut o rezolvare. Sunt polițist și cunosc oameni, dar nu promit nimica, vă rog eu, domn polițist, deci vă rog eu, măcar, nu știu, să iasă puțin Ovidiu din închisoare și după să fugim toți de aici, man, și să lăsăm totul în spate, bro. Pentru că Pixelburg, băieți și fete, fie că vrem sau nu, o să devină din nou un oraș dominat de mafie. Ci că așa acum, era așa acum 20 de ani, eu nu știam chestia asta, că în primul rând n-am 20 de ani și în al doilea rând n-am locuit aici toată viața în Pixelburg. Dar nu știu, bro, bă, să lăsăm Pixelburg, așa nu-mi place cum sună. Alex, domn polițist, vă rog eu să încercați. Nu putem să-l abandonăm pe Ovidiu, el este prietenul nostru, pe bune. Chiar dacă acum la conducere în oraș este polițistul Malcolm, trebuie să existe o modalitate prin care putem să facem ceva fără ca el să observe. Ba asta nu știu, băi și fete, știți că acum șeful la poliție nu mai e polițistul Mike, e polițistul Malcolm, că l-au dat afară pe polițistul Mike, desigur, că l-a pus pe ăla care e mituit de mafioți. Dar nu știu. Dacă plecăm din oraș, putem să o facem și ilegal. Putem să ne riscăm și să-l scoatem pe Ovidiu din închisoare. Trebuie să existe un mod, domn polițist. Vă rog eu, nu ne lăsați așa. Și nu neapărat pe noi, dar mai ales pe Ovidiu. Nu lăsați pe Ovidiu. Gândiți-vă, vă rog eu, la ceva. Doamne, ajută, băieți și fete, să ieșim cu bine din situația asta, bro. Doamne, man, domn polițist, vă rog eu, Tănase, zici și tu. Pe bune, domn polițist, nu mă pricep eu la domeniul ăsta, dar știu că există un milion de moduri prin care am putea să-l ajutăm pe Ovidiu. Nu putem să dăm mită ca să-l mute din celula în care e acum. Nu putem să facem asta, Tănase, pentru că deja ăia din închisoare deja primesc mită. Nu putem să-l mutăm la altă închisoare. Nu putem să contestăm decizia judecătorilor de a-l băga în închisoare. Nu, Tănase, nu. Fraților, planul nostru, care nu există momentan, dacă ar fi un plan să-l scoatem pe o video de la închisoare, nu poate să fie cu sun poliția, că poliția e mituită. N-ai cum. Sunt atâtea lucruri și chiar dacă este un sistem corupt, controlat de mafie, eu zic că e imposibil să nu găsim măcar ceva prin care să putem să-l ajutăm.
Gândiți, prieten, gândiți, bă, băi și fete, n-avem ce să faci. Adică, domn polițist, vă rog eu, dumneavoastră cunoașteți domeniul ăsta, cum ați putea să o scoateți în închisoare. Vă rog eu, până mâine să vă gândiți că, fraților, eu pe bune nu pot să-l abandonez pe Ovidiu, man, nici de bun, mă simt prost rău de tot. N-avem cum să facem chestia asta. Alexia, prieten, știu că e dureros pentru voi. Nu, deci Alexia, fraților, vrea să lase pe Ovidiu. Ok, nici nu prea s-au suportat ei vreodată, dar până la urmă, băi, ești ca nesimțit, Alexia. Și pentru mine este, dar gândiți-vă că dacă Ovidiu ar fi fost în locul nostru, ar fi făcut la fel ca și noi. Ba nu, n-ar fi făcut la fel ca și noi. Ok, probabil că n-ar fi făcut așa, dar dacă am merge la el și am explicat chestia asta, ar înțelege. Bă, băi și fete, probabil că ar înțelege, pentru că, na, e logic că există o șansă foarte mare ca dacă noi să rămânem în Pixelburg, să murim toți și aici să se termine totul. Dar în același timp, na, nu știu. Marius, până la urmă, este o problemă atât de simplă de rezolvat. Vrei să murim toți sau vrei să moară doar Ovidiu? Aș vrea să nu moară nimeni, dacă mă înțelegi, nu știu. Din păcate suntem într-un moment în care trebuie să moară cineva. Nu, nu, nu există face. Bă, trebuie să existe o rezolvare, băi și fete. Întotdeauna în viață există o rezolvare, da? Întotdeauna, în orice situație. Așa că trebuie, nu știu, trebuie să facem ceva, bro. Rafa, prieteni, haide să nu ne pierdem speranța. Domn polițist a spus că o să se intereseze de o modalitate prin care poate să-l scoată pe Ovidiu din închisoare. Trebuie să fie ceva. Un transfer de prizonier, orice, iar atunci noi îl ajutăm să evadeze și împreună cu el plecăm din orașul ăsta blestemat. Problema e că, din câte știu eu, prima dată trebuie să se vadă cu Ovidiu ca să-i spună chestia asta. Trebuie să existe o întâlnire cu el. Am fi putut să-l și sunăm, dar mă îndoiesc că i-ar fi spus cineva că l-am sunat, având în vedere că toți garienii de acolo sunt mituiți de mafie. Pe bune, domn polițist, deci dumneavoastră căutați o modalitate și după sunați acolo la poliție, voiam să zic, la închisoare, ca să programați o întâlnire cu Ovidiu, ca să vorbiți cu el. Iubire, tu ce spui? Prieteni, o să-l salvăm pe Ovidiu și o să salvăm și orașul. Haide, bă, Amalia, băi, cum să salvăm și orașul? Ce e viața asta doar pe drumuri? Fără supărare, domn polițist, dar eu nu cred că este o variantă să fugim de aici. Dacă mafia vrea să te omoare, te omoară oriunde, nu doar în Pixelburg. Aici, băi, și vedeți că noi, dintr-o experiență reală, dacă vă aduceți aminte, știm că este adevărat. Trebuie să ne luptăm cu ei, trebuie să-i înfrângem ca nu cumva Pixelburg să ajungă locul care a fost acum 20 de ani. Locul în care nu puteai să-ți lași noaptea copilul să meargă pe stradă, pentru că era răpit. Domn polițist, căutați ceva și mâine vedem rezolvarea. Programați o vizită cu Ovidiu, orice, trebuie să existe o rezolvare. Eu zic să mergem acum la fiecare la casa lui și să ne liniștim, pentru că suntem panicați pe moment. Pe bune. Păi, haide, să mergem să ne și odihnim puțin, băieți și fete, că astăzi chiar a fost o zi plină. Mergem, ne odihnim și mâine, domn polițist, când puteți dumneavoastră, îmi dați un mesaj, veniți la mine acasă, nu contează, înainte de școală, după școală, oricând, spuneți, să veniți să-mi spuneți și să veniți să-mi spuneți, iar eu să transmit mai departe dacă există o rezolvare, dar 100% trebuie să existe, da? Deci, domn polițist, nu plecăm din oraș. Găsiți o rezolvare prin care putem să o scoatem pe Ovidiu de acolo. Este dimineața, băi și fete, este aproximativ ora 7:30, nici măcar nu pot să vorbesc pentru că mi-este foarte somn. Aseară am reușit să dorm doar câteva ore pentru că toată noaptea m-am gândit, băi și fete, ce am putea să facem ca să-l salvăm pe Ovidiu. Deci, să se înțeleagă pentru toată lumea, a picat din capul meu varianta să plecăm de aici. Da, deci nu plecăm din Pixelburg până când nu îl salvăm pe Ovidiu. Dacă nu se poate, băi și fete, practic o să plecăm, dar trebuie să se poată, trebuie să existe o rezolvare și am și o veste bună, singura veste bună este că astăzi este vineri, asta e singura veste bună. Hai să vedem ce ore o să avem astăzi, băi și fete, pentru că eu chiar sunt foarte, foarte curios. Avem matematică, psihologie, am avut vreodată? A, nu. Ok, o să o întâlnim pe profa de psihologie. Istorie cu proful de istorie și chimie, dar chimie nu am făcut ieri. În fine, băi și fete, haide să mergem la școală. Băi, trebuie să existe o rezolvare, trebuie să existe o modalitate prin care să îl scoatem pe Ovidiu de acolo. Bună dimineața, mama, să știi că eu mă duc la școală. Te pup și te iubesc și ne vedem când vine. Marius, am o întrebare, dar să-mi răspund sincer. Ce note ai mai luat tu la școală? Că nu te-am mai auzit de mult să vorbești despre asta. Mama, deci zic că sunt mândru că până acum n-am luat nicio notă sub 6. N-am luat niciodată notă sub 6. Și ai grijă că în curând o să vină ședința cu părinții și o să știu dacă ai mințit sau nu. Acum s-ar putea între timp să iau o notă sub 6, dar până acum n-am luat. Hai că te pup. Haideți, băi și fete, cum adică? Măi, nebun, păi dar n-am luat... Ieri n-am luat 3 note sub... Mamă, 3 note sub 4 sau cât am luat. Ok, a fost absolut oribil.
În fine, băi și fete, haideți să deschidem. Mamă, dar ce mișto se deschide garajul. Haideți să mergem la școală, fraților. O să încerc acum, nu sunt focusat pe învățat, dar o să încercăm să ne reparăm notele. Opa! Domn polițist Mike! Bună dimineața, domn polițist! Ați venit cu vești la mine, nu? Vă rog eu, spuneți-mi că sunt vești bune, vă rog eu. Marius, n-am vrut să-ți dau mesaj pentru că voiam să zic asta față în față, o nu. Aseară am încercat să caut toate modalitățile posibile prin care să reușim să-l scoatem pe Ovidiu din închisoare și îți spun sincer, am găsit câteva. Ai găsit câteva? Puteam să zicem că are o boală, cum adică puteam? Putem să zicem că are o boală și că trebuie să meargă neapărat la spital. Putem să zicem că o rudă de-a lui a murit și să meargă la mormântare. Și putem să mai zicem alte 100 de chestii. Ok. Dar prima dată trebuie să vorbim cu Ovidiu. Și fix acum am depus o cerere care a fost respinsă de către polițistul Malcolm. Mamă! Mamă, băie și fete! Și mi-a spus că deținutul Ovidiu a precizat că luna asta nu mai primește vizite. Hai mă că a precizat el! Îți dai seama că el nu a zis nimica, dar probabil aia acolo îi fac viața un calvar. O să mai încerc să mă uit să văd dacă reușesc să rezolv ceva până când vii de la școală. Dacă nu, diseară va trebui să părăsim Pixelburg. Nu, băi, și fete, nu, domn polițist, vă rog eu. Domn polițist, nu, deci... Nu știu, habar am ce să vă zic. Faceți ceva, vă rog eu. Faceți ceva, faceți orice! Orice! Numai să-l scoatem pe Ovidiu de acolo și să plecăm toți împreună. Deci, pe bune, orice, nu ziceți că diseară părăsim. Nu, deci nu vreau să aud așa ceva, vă rog eu. Retrageți-vă cuvintele. Nu vreau să aud așa ceva, man. Doamne, fraților. Doamne, bă, vești mai proaste. Bă, nu putea să înceapă mai prost ziua asta. Vești mai proaste, pe bune, că nu puteam să primesc. Și acum noi ce facem, băi și fete? Acum noi ce facem, bro? Acum o să le zic la ăștia și o să se panicheze. Dar nu plecăm de seara din Pixelburg, bro. E imposibil. Trebuie să existe. Adică, na, domn polițist vrea să plece. Dar trebuie să existe o modalitate, băi și fete, pe care să-l scoatem pe Ovidiu de acolo. Că doar nu e... Ok, poate e ținută lanțuri. Doamne, ferește. Mai ales ce se întâmplă acolo pe la închisoarea aia. Nici nu vreau să mă gândesc. Voiam să zic că doar nu-i ținută lanțuri. Dar iară nu știm ce vorbim și după vorbim prostii. Și ce zic? Ia vedeți, bă, iară, mamă, deci, bă, nu suport pe Raul ăsta, bă, deci când îl văd, mamă, deci numai din cauza lui e Ovidiu la închisoare, ești nebun că e un criminal. Deci când îl văd, mă iau toate alea. Neața, Raul. Neața, dragă, Marius, vezi că nu-ți dragă cu tine, băi, mamă, ce m-am pus la el în bancă. Prieteni, am o veste proastă, rău de tot. A venit azi dimineață domn polițist Mike la mine și mi-a spus că a găsit niște metode, da, mi-a dat și niște exemple, că am putea să zicem că are o boală, am putea să zicem că a murit ceva rude de lui. Ideea e că am putea prin sute de moduri să scoatem afară din închisoare, gen, nu că iese liber, dar să scoatem afară de acolo și după să încercăm să îl facem să evadeze și după să fugim, chestii de genul. Dar ca să se întâmple chestia asta, vă dați seama că trebuie să vorbim cu Ovidiu. Și polițistul Malcolm i-a interzis polițistului Mike accesul să se vadă cu Ovidiu. Și a zis cu Ovidiu că a zis că băi, eu luna asta nu mai accept vizite. Lucru care clar e fals și Ovidiu n-a făcut chestia asta. Da, na. Și ne-a zis că diseară să ne facem bagaje și să plecăm din oraș. Dar eu nu cred. A zis că o să se mai uite. Dar nu, trebuie să găsim altă variantă. Oh, păi asta înseamnă că diseară o să plecăm din oraș și chiar nu poate să facă rost de o vizită cu el. Nu, Rafa, nu plecăm niciunde, bro, nu, trebuie să existe o modalitate, stai liniștit. De fapt, probabil polițistul Malcolm doar asta face momentan. E cu ochii pe Ovidiu și nu-l scapă din privire. Ce facem? Nu știu ce facem, așteptăm, nu știu că, eu nu știu, tot am zis, nu știu, de 100 de ori. Nu știu care e treaba cu legea, domn polițist mai știe, Tănase? E imposibil, trebuie să putem să facem ceva. Nenorocitul ăla nu vrea să ne lase să vorbim cu el. Mamă cât mă enervează, are și o față de prost Malcolm ăla. Și ce a zis polițistul Mike, o să încerce și altceva? A zis că el o să încerce. Acum, dacă nu reușește până diseară, și când o să ies eu de la școală și vă sfătuiesc și pe voi, când ieșim de la școală să ne uităm pe internet, să vedem, poate găsim o lege, poate ceva, prin care să-l scoatem pe Ovidiu de acolo. Dar dacă nu, asta înseamnă că diseară va trebui să părăsim orașul Pixelburg. Băieți, nu vreau să zic asta, dar cred că asta trebuie să zic. Când ajungeți acasă să vă faceți bagajele și voi și părinții voștri, nu avem altă variantă, din păcate. Nu, stai liniștit. Nu vă faceți bagajele, trebuie să existe o variantă. Iubire? Nu! Eu nu plec din orașul ăsta. Pe lângă mama și tata, aici am rude, aici am prieteni, aici am o tonă de oameni. Prieteni, dacă noi plecăm, orașul o să devină cum era înainte, dominat de mafie. Trebuie să facem ceva. Bă, asta nu știu, băi, și fete. Adică. Prima dată, deci fiți atenți, haideți să
toată lumea, deci să ne scoatem din cap ideea că trebuie să apărăm orașul de mafie, pentru că nu asta este problema noastră numărul 1. Problema noastră numărul 1 e COVID-ul la închisoare. Îl scoatem pe Ovidiu de la închisoare și după. Adică pe mine, dacă l-am scos de, pe Ovidiu de la închisoare, pe mine nu m-ar deranja să plecăm după din oraș, sincer vă spun. Adică eu zic că așa ar fi mai bine. Alexia, da, eu 100% voi pleca. Taci din gură, te rog eu. Bun, haideți să vedem, să ne punem în bănci, pentru că prima oră o avem de matematică, dacă nu mă înșel. Bună dimineața, doamna profesoară. Ce facem astăzi la ore? Noi suntem supărați rău de tot, fraților. Copii, vă rog să tăceți din gură și să deschideți telefoanele. Astăzi nu facem absolut nimica pentru că n-am niciun chef. Și zi de vineri și nu facem nimica. Dacă Ovidiu n-ar fi la închisoare, ar fi o zi perfectă, să spunem. M-am certat cu proasta, băi, ce vorbește așa? Aia de profesoră de psihologie. Ok, deci avem o profesoră la psihologie, noi chiar ora viitoare avem cu ea. S-o certa cu ea? Oh, cât o urăsc pe femeia, e oribilă. Știți și voi cum se spune, nu? Profesorii de psihologie încet încet ajung să aibă probleme psihologice. Mama, astea s-au certat. Ei bine, ea e cazul perfect. Nu o suport. Haide, gata cu vorba. Deschideți telefoanele și jucați-vă pe ele. Sau ce faceți voi? Mamă, dar s-o certa grav. Mamă, fraților, vă dați seama că profa asta de matematică nu o cunosc de mult timp. Dar ați văzut că de fiecare dată când a putut să arate, a arătat că e cam disperată de materia ei și că ar face orice să o predea. Dar se pare că s-o certa grav cu profa aia de psihologie. Da, băi, și vedeai că pierdem vremea și așteptăm să vină ora de psihologie. Să vedem și noi de ce este atât de nebună, cum zice profa de mate. Ne aflăm la ora de psihologie, băieți și fete, și cred că știu de ce a zis profa de matematică că asta e nebună. Pentru că ne-a dat test. Fraților, nici măcar nu o cunoaștem. Ne-a dat test. Bună ziua, copii! Bine ați venit la noua voastră oră de psihologie. Da, wow, sunt foarte încântat. Pentru început o să dăm două teste, băi! Două, băi, băi, ok. Înțelegem de ce s-o certat. Prima dată o să vă pun niște întrebări foarte simple legate de psihologie, iar după la jumătatea orei o să vă dau un alt test în care o să vă dau o situație psihologică. Bă, asta e nebună. Mamă, bă, avea aia dreptate, băi. Două teste într-o oră. Și de la jumătatea orei alt test. Băi, am luat o razna. Uitați aici primul test. Acesta nu este pe notă, ci doar următorul. Au, ok, deci asta nu e pe notă. La final să-ți scrii numele. Las că îl scriu. Hai să vedem. 1. Scrie 10 stări prin care pot trece oamenii. Ah, ok, hai să facem okay, un test ușor. Păi ce trec oamenii? Fericire, tristețe. Băi, faci să stați că ce se întâmplă? Ok, că am făcut o prostie. Ok, bun. Fericire, tristețe, frică, teamă, care e prea de aceeași chestie, iubire, trădare, mândrie, haideți mă că sunt bun, deci avem 7, mândrie, depresie, ok, deci stai, mai avem nevoie de încă 2, 10 stări prin care pot să treacă oamenii de trădare, gelozie și invidie. Haideți mă, let's go. Ok, asta nici măcar, nici nu de ce fac așa ca prostul, că nici măcar nu-i pe notă. Scrie 5 remedii prin care pot scăpa de tristețe. Bă, dar n-ai trebuit să-mi zici tu 5 remedii când ai... Ok, frate, băi, simplu. Hai că aici e foarte simplă. Prima, ascultă muzică, te simți mai bine, da. 2, vorbește cu apropiații. Fă ce îți place. Da, deci dacă îți place să joci fotbal, du-te și joacă fotbal. Joacă-te pe calculator. Asta chiar e un remediu foarte bun. Așa și mănâncă o înghețată. Haideți băieți, fete, că până la urmă nu e pe notă. Bă, să mănânci o înghețată, te simți bine oricând ai mâncat o înghețată, da, să fim serioși. Scrie 5 modalități prin care poți să fii fericit. Adică fixă. A, deci, ok, băieți, fete, e gen aceeași chestie ca aici, numai că trebuie să scriu altele acum. Pe care poți să fii fericit. Cum poți să fii tu fericit, bro? Relaxează-te. Ia-ți o vacanță, da, ești fericit în vacanță. Ieși afară cu prietenii. Bă, și fete, n-am altceva ce să zic, de unde să știu eu, că eu nu-s prof de psihologie, ești nebun, practic zic aceleași chestii. Ia-ți o vacanță, ieși afară cu prietenii, mănâncă ce-ți place, da, îți place, nu, mănâncă, ai altceva. Tot o înghețată, înghețată e prea bună. Da, nu punem asta. Hai să punem altceva.
joacă-te pe calculator, n-ar merge. Cum îi spune, fraților? Fă hobby-ul tău preferat, da? Practică hobby-ul tău preferat care îți place ție. E așa, vorbește cu cineva despre problema ta, da? S-ar putea să fii mai șmecher. Și ascultă muzică. Băi, băi, fete, n-am ce să zic, de unde să știu eu ce să zic. 4. Ce crezi că este în capul unei persoane care a făcut o crimă din greșeală? Băi, bă, stai mă că am sărit la alte întrebări, ești nebun. Eu eram aici pe întrebări de tristețe, de astea. Adică, practic, se referă la, bănesc, gen cum ar fi șoferi care le sare cineva în față. Cred că și ei sunt marcați de treaba asta pe viață, pentru că, până la urmă, nu e ușor să trăiești cu ideea că ai omorât un om. Bă, chiar nu știu ce întrebare asta, mi s-a părut foarte ciudată. Mi se pare foarte ciudată, dar na, bă, și fete, eu zic că am răspuns bine și până la urmă nici măcar nu contează, că ăsta e testul ăla de inițiere cu notă care nu se trece în catalog. Uitați aici, doamna profesoară. Suntem la jumătatea orei, băieți și fete. Al doilea test, desigur că nu se poate altcumva. Ok, foarte bine, copii. Acum v-am dat situația. Deci a zis că ne dă o situație. Bro, ce stestile astea? Bă, asta chiar e ciudată. Și v-am pus 5 întrebări. Vă rog să răspundeți la toate și să aveți grijă. Acesta este un test pe note. Hai să vedem. Ok, deci ne-a dat aici o situație. Ok, hai să vedem. David este un băiat de 17 ani care s-a dus la casa noii lui iubite pe care o cheamă Izabela. Mama lui David i-a spus să nu se ducă acolo pentru că simte că este ceva murdar la mijloc. Ea putea să-l oprească pe David pentru că este un băiat destul de ascultător, dar a zis să nu o facă și să lase pe el să aleagă. Când a ajuns acolo, David a fost întâmpinat de tatăl Izabelei. Aceștia s-au așezat la masă și Izabela a început să-i spună tatălui său: tată, de data asta nu, de el chiar îmi place, chiar m-am îndrăgostit. Tatăl Izabelei s-a ridicat de pe scaun și l-a ucis pe David! Se pare că era un criminal în serie care își folosea fiica ca să adune tineri la el acasă ca după să-i ucidă. Și acum vin întrebările. Mamă, ce mă, textul ăsta? Bă, ok, băi, fete, deci, bă, profa asta de psihologie, adică nu știu dacă e ok să dai asta la școală, ești nebun. La psihologie nu trebuia să începem cu bunele maniere, cu să nu fii nesimțit, să nu mai fii trist, mă bagă direct să rezolv crime. Ești nebun, adică cam ciudat, în fine. Ce credeți că a simțit mama lui David după ce a auzit că s-a întâmplat? Mamă, fraților, mi-a dat asta, doamne, ești nebun. Ce a simțit femeia care i-a spus să nu se ducă acolo, că a simțit ea? Face instinctul de mamă, i-a spus să nu o facă, dar ea a zis să aibă încredere în puiul ei și, din păcate, s-a întâmplat asta. 100% e plină de durere. Dar și întrebarea asta. Ce credeți că a simțit mama lui David? E tristă, sora mea. Ai o problemă. Chiar nu poți să gândești pentru tine. 2. Ce credeți că a simțit Izabela după ce s-a întâmplat? Ei bine, băieți și fete, aici este o situație mai ciudată, da? Pentru că Izabela, și că, uite, i-a zis-o taică-su că nu, de el chiar îmi place, chiar m-am îndrăgostit, dar taică-su tot l-a ucis, gen, și cred că Izabela, când s-a băgat cu el împreună, știa că o să-l ucidă taică-su, știi, dar după s-a răzgândit. Adică Izabela a simțit un sentiment nașpa că erau, că ea chiar s-a îndrăgostit, dar probabil i-a trecut repede. Fie vorba între noi, probabil i-a trecut repede. 3. Dacă David ar mai fi supraviețuit, ar mai fi putut să fie împreună cu Izabela, dacă aceasta îl iubea cu adevărat? A, dacă ar fi supraviețuit, general, ar fi încercat să-l omoare, ar fi aflat adevărul? Bă, nu cred, adică, David, ești un prost. Adică, băi, știi vorba aia, fraților, mai există lucruri care, Doamne ferește, să se întâmple, gen oameni, fete, băieți care mai stăt împreună cu iubiții lor, iubitele lor, după ce se înșeală, da, care, iară, nu, în niciun caz, bă, da, să încerce să te omoare, bro, hai mă, doamne, mă, unde tragem linia, ești de bun, hai să nu, logic, ești de bun. Nu, adică acum, fraților, David decide, dar eu, dacă aș fi fost în locul lui David, să încerce gagica mea să mă moare sau taică-su sau nu, ești de bun, că practic ea te-a dus în capcana asta, știi? 4. Ce sentiment ar fi simțit tatălui David dacă fiica lui l-ar fi convins să nu-l ucidă? Tatălui David, bă, asta e și, nu vreau să zic cuvântul ăla, tatăl Izabelei.
Dacă fiecare frică... Bănesc că tatăl Izabela ar fi vrut să zică. Nu? Dacă e și corect, o și corect este. Tatăl Izabelei, sora mea, și ar fi simțit un sentiment de trădare, zic eu. De trădare, băi și fete, pentru că... De ce? Că misiunea lui fiică sa practic era, bă, te duci, ademenești băieți, să-i omor. Dar tu acum te-ai bătut de la misiune. Tu, practic, zici să nu-l omori pe gagică tu, că l-ai pus peste mine. Ar fi simțit un sentiment de trădare, logic. 5. Tatăl lui David, băi, mamă, deci... Cum să faci, băi, așa test? Tatăl Izabelei, trebuie băgat la închisoare sau la într-un spital de psihiatrie? Trebuie... Nu zic ce trebuie să se întâmple cu el. Trebuie băgat la închisoare, bro. Auzi, ia mă, lași. Ok, bun. Haideți mă, băi și fete, că cred că am răspuns corect. Adică, unde n-aș fi răspuns corect, ești de bun? Uite-te aici, doamna profesoară. Băi, eu zic, fați-o că am răspuns destul de corect. Hai să vedem care-i treaba. S-a terminat ora, băi și fete, și a venit momentul să vedem ce notă am luat. Eu zic, fraților, că, băi, acum depinde cum se notează, dar eu zic că sub 7 n-are cum. Nu, nu e incorrect. Cum ați greșit la fiecare exercițiu? Ce să greșim? Nota 4! Toți nota 4! Bă, asta chiar are probleme, ești nebun? Deci a zis bine profa de matematică. Total greșit! Cum adică toți? Bă, tu ce-ai scris? Eu am scris ceva normal, că a fost greșit ce a făcut și că mama lui a fost tristă. Bă, logic! Dar ce voia să scrie? Băi, fraților, n-am răspuns corect? Ce voia să scriem? Tănați, tu ce-ai scris? Cum adică nota 4? Ce am greșit? Nu cred că am greșit. Ok, se pare că profesoara e nebună. Haideți să o lăsăm în pace. Mamă, bă, frate, bă, fraților, eu nu pot să iau o notă peste 5. Mie nu vine să cred, ești nebun, că mă chinui de atâta timp să iau o notă peste 5. Și acum credeam că o împușc nota de 5. Că împușc 5-arul. Se pare că nu, dar nici nu mă iau cu ea la harță, fraților. Doamne, mă, ce am greșit, frate? În fine, las că acum avem istorie. Ah, ba nu, că am luat 10 la istorie, vă aduceți aminte? Domnul de istorie numărul 1. Dar hai să vedem acum ce. Bună ziua, domn profesor de istorie. Ce bine că ați venit, că am avut o oră cu profa de, nici nu mai zic, profa de psihologie. Las așa, ce facem astăzi? A, copii, și voi faceți cu profa de psihologie. Haideți că dacă toți sunteți așa supărați, vă las o oră liberă. Bă, ăsta e cel mai tare profesor din lume, ești nebun. Mamă, fraților, 2 ore libere azi. Stați aici, nu faceți gălăgie. Așteptăm să se termine ora și după mergem acasă, că profa de chimie iarăși nu a venit. Băi, ești nebun, mamă, fraților, ce zi bună, mamă, și zi de vineri. Era mai bună dacă nu luam 4-le la psihologie, dar na, e bună și așa. Let's go, mulțumim, domn profesor de istorie, bă, ăsta e cel mai tare profesor dintre toți, cel mai cool, cel mai mișto, ești nebun. Haideți, fraților, să pierdem timpul și așteptăm să se termine ora, că iar profa de chimie s-a dat dispărută. S-au terminat orele, băi și fete, a plecat proful de istorie și a plecat și Raul și din fericirea asta pe care am avut-o, că v-am zis, astăzi a fost o zi foarte bună, am realizat o chestie. Astăzi... Probabil este ultima zi de școală la școala din Pixelburg. Probabil, dacă nu cumva polițistul mai care a reușit să aibă o rezolvare sau ceva de genul, probabil asta va fi ultima dată, băi și fete, când noi vom fi aici la școală. Lucru care, nu știu, mă face să mă simt ciudat rău de toți. Prieteni, asta e cumva ultima zi de școală. Asta e ultima zi de școală în Pixelburg. Fraților, eu sunt singurul om care are ultima zi de școală în săptămâna primei zile de școală. Primei săptămâni de școală, adică sunt numărul 1. Aici se termină totul. Da. Nu, n-are cum. N-are cum, ce vorbesc prostii. Nu, că 100% polițistul Mike a găsit o variantă. Nu se termină totul dacă polițistul Mike reușise să găsească o cale prin care să ne vedem cu o video. Dar v-am spus, este extrem de greu să se întâmple asta. Pentru că polițistul Malcolm doar asta face, stă cu ochii pe Mike și încearcă să-i pună bețe în roate. Da, acum, fraților, practic este o bătălie între polițistul Malcolm și polițistul Mike. Eu sunt 100% sigur că Mike e un polițist mai bun decât el, dar aici nu e vorba de cine e un polițist mai bun, băi și fete, e vorba de cine e mai jegos și la 100% e mai jegos. Eu mă duc să-mi fac bagajele, bă, Alexia, deci lasă. Când o să iasă o video de la închisoare, iasă că o să-i zic eu că tu erai singura de aici care era, a, nu, că noi plecăm fără o video, deci chiar ești nesimțită, vorbesc serios. Doar un miracol ne poate salva, doar Dumnezeu. Doamne ajută, bro, Doamne ajută, sperăm să se întâmple ceva. Prieteni, gândiți-vă, stați, sigur nu mai există nicio variantă. Nu, băi, normal că există o variantă. Și o să găsesc polițistul Mike. Și eu diseară nu fac bagajele, auzi, nu. Pur și simplu stau aici ca prostul și aia a fost. Până nu găsim noi o modalitate prin care să stopăm chestia asta și să-l
ajutăm pe Ovidiu să scape de la închisoare. Eu nu fac bagajele. Hai, vă pup și vă iubesc, prieteni. Sperăm să ne mai vedem. Ne vedem când ne-am vedea. Vă dau eu mesaje dacă îmi zice polițistul Mike ceva. Băi, și fete, eu pur și simplu din seară nu fac bagajul. Na, ce o să mi se întâmple? O să stăm aici, eu cu mama, dacă mai rămâne cineva bine, dacă nu, iară bine. O să stăm aici, fraților, și nu o să facem nimic, amen. Mamă, dar ce m-a enervat prof asta de psihologie, bro. Că în loc să mă gândesc acum la Ovidiu, mă gândesc că na, și asta este o problemă, că fraților, am zis că o să încep să învăț. Nu prea am început, adică mă cam duc în jos la învățat, adică nu știu, numai eu sunt singur om care când se pune pe învățat e mai prost decât înainte, adică n-are niciun sens, ești nebun. Ok, nici, nu că, nici că m-am pus pe învățat și a venit și acum chestia asta cu Ovidiu arestat, dar... Dar da, este o situație foarte, foarte, foarte nașpa. Sperăm ca polițistul Mike, nu știu, să-mi dea un mesaj, să-mi zică ceva, să mă anunțe dacă a găsit cumva, cumva ceva. Ia vedeți. Ia vedeți, băi, ce fete, cine a venit aici, mamă. Deci stai să nu mă, să nu mă bucur prea rapid, pentru că poate să-mi dea o veste proastă sau o veste bună. Domnule polițist, vă rog eu, dați-mi o veste bună. Marius, stai că am găsit ceva. Am găsit modalitatea prin care putem să-l scoatem pe Ovidiu din închisoare. Da, mă, da. Da, mă, da. Ok, bun. Putem să o facem chiar astăzi. Dar este foarte, foarte riscant. Trebuie să intrăm după el în închisoare, băieți și fete, și să... Mamă, mamă, deci mergem acolo cu elicopterele. Ne lăsăm deasupra închisorii. Ok, probabil nu o să se întâmple asta. Nu vreau să iau decizia asta singur, așa că te rog, cheamă-i pe toți să discutăm. Nu știu dacă este chiar decizia corectă. Cum să fie decizia corectă, domn polițist? Dumneavoastră a spus că putem să-l scoatem pe Ovidiu chiar astăzi. Asta e decizia corectă. Îl scoatem astăzi. Haideți înăuntru, că chem eu pe ceilalți. Haideți, mă, băieți și fete, că știam eu că o să-l scoatem de acolo cumva. Prieteni, după cum v-am spus, domn polițist Mike a găsit o variantă. A zis că nu mi-o spune mie, o să mi-o spun acum. Probabil, băi și fete, mergem, îl scoatem pe Ovidiu din închisoare. O să facem ceva nebunie maximă. Spuneți, domn polițist Mike, cum o să fie treaba. Ok, nu vă băcărăți atât de mult, că nu știu dacă urmează să fiți de acord cu ceea ce urmează să zic, domnule polițist. Tocmai cine a spus că ați găsit o modalitate, cum adică să nu fim de acord, suntem de acord. După cum v-am spus, am găsit niște modalități prin care să-l putem să-l scoatem pe Ovidiu din închisoare. Însă problema noastră cea mai mare nu e modalitatea prin care îl scoatem, ci omul care ne stă în cale. Adică polițistul Malcolm, fraierul ăla. Mai exact, polițistul Malcolm. Așa că, după foarte multe încercări de a rezolva treaba legal, am spus că nu se mai poate. Și dacă ei joacă murdar, jucăm și noi murdar. Hopa, domn polițist, ce ați făcut? Adică îi șantajăm. Am căutat informații despre directorul Angel, în afară de cele știute, nimic nou. Am căutat despre primar, iarăși nimic nou. Dar am căutat ceva despre polițistul Malcolm, care oficial o să-l distrugă. O să-i distrugă cariera de polițist, iar dacă el nu mai este polițist, este inutil pentru mafie. Doamne, domn polițist, sunteți un geniu, bro, let's go! Let's go! Deci ori îl dau afară din schemă, ori îl omoară. Nu este vorba despre el, ci despre fiul lui. Vedeți voi, fiul lui a făcut o greșeală foarte mare. Ce greșeală a făcut? Adică probabil a făcut o infracțiune de care nu știe nimeni, dar ce infracțiune? M-am interesat și am aflat că Malcolm are un fiu de 21 de ani, dar acest fiu al lui, acum un an, chiar de ziua lui, s-a urcat beat la volan și a făcut un accident de mașină și a omorât o bătrânică. Nenorocitul. Inițial, asta a fost prima știre, că fiul polițistului Malcolm a făcut asta, dar după știrea s-a schimbat. L-au băgat pe altul, ceva om de 40 de ani, care probabil a fost plătit de Malcolm, să zică că el a făcut asta. Băi, ce nenorociți! Nu mai există camere, așa spun ei, dar desigur că există. Nu mai există probe, dar desigur că există. Și totul este mușamalizat. Așa că ideea mea este următoarea. Oh my god, băi și fete, știu ce o să zică polițistul Mike. Mamă, ok, nu, stați puțin. Nu, stați puțin că eu am fost cam prea bucuros. Ideea este clară, da? Îl șantajăm pe polițistul Malcolm să-l scoată afară pe Ovidiu, dacă nu, adică, nu știu, dacă nu ce, ia, nu, asta e. Îl sun pe polițistul Malcolm și spun că dacă până diseară nu le eliberează pe Ovidiu, mă duc la presă și spun tot. Că știți, băieți și fete, că în general, dacă instituțiile statului sunt nesimțite, tu te duci la presă, știi? Pentru că presa anunță poporul, într-un fel, știi? Și după, ăla care a greșit e dat afară, știi? Vă dați seama că dacă facem noi chestia asta,
nu o să se facă Pixelburg un oraș mai bun, da? Dar polițistul Malcolm o să fie scos din schemă și practic nu o să mai fie util pentru mafie, gen, și el nu vrea chestia asta, vă dați seama, poate chiar îl omoară. Cer redeschiderea cazului și să vedem dacă într-adevăr fiul lui este nevinovat sau nu. Știți că este extrem de riscant, nu? Voi ce spuneți? Mamă, băi și fete, deci noi trebuie să alegem dacă să-l șantajăm pe polițistul Malcolm cu chestia asta sau nu. Eu zic da. Eu zic da. Adică dacă am ajuns până aici, fraților, nu putem să lăsăm chestia asta. Chiar dacă e foarte riscant, voi vă dați seama câți nervi o să aibă ăla și ce o să facă. Mamă, nu știu. Alex, tu ce spui? Domn polițist, este o situație oribilă. Deci Ovidiu poate să fie liber în seara asta, dar trebuie să-l șantajăm pe polițistul Malcolm, care este practic un membru al mafiei. Exact. Nu știu dacă este cea mai bună idee să șantajezi un membru al mafiei, dar avem altă variantă? Nu, n-avem. Nu putem să lăsăm acolo. Nu putem să plecăm pur și simplu din Pixelburg, mai ales că încă nu am vorbit cu el. Eu votez să o facem. Eu spun să o facem și eu la fel. Și eu la fel. Adică nu, eu votez la final. Deci avem un vot să o facem. Tănase? Și eu spun la fel, două voturi. Ce poate să ne facă? Dacă, băi, asta e, nu stai, că tu ești și prost. Cum adică nu poate să, ce poate să ne facă? Ești dement, ne omoare. Dacă ne face ceva acum sau mai târziu, o să mergem la presă și o să spunem adevărul. Tănase, dacă te omoară, cum mai mergi la presă, băi? Bă, nu, că tu ești, nu ești cu picioarele pe pământ. Știți, băi și fete, melodia aia nouă, opriți planeta, vreau să cobor la prima, băi, Tănase a plecat de mult de pe planetă, e cu picioarele pe lună, adică la cum e, nu, în fine. Pe bune, domn polițist, ce vă este atât de frică? Gata, l-am prins, îl șantajăm și spunem să trădeze și mafia pentru noi, hai că tu deja te-ai dus în alte filme. Tănase, ești incredibil de prost, nu i-am spus-o, da? Dacă vrem să facem asta, trebuie să fim realiști cu ceea ce urmează să se întâmple. Dacă domn polițist îl sună pe Malcolm și face amenințarea asta, cel mai probabil Malcolm o să-l scoată pe Ovidiu din închisoare, dar după instant merge la mafie și ne părăște. Vă dați seama, băi și fete, vă dați seama că o să facă chestia asta, bro. După o să continue războiul lor cu noi, însă știm că ei se mișcă greu, așa că nu cred că o să vrea să ne omoare pe toți, din prima, pentru că ar părea foarte suspect. Eu văd chestia asta ca o încetinire, nu văd că am scăpat de problema reală. Eu spun să o facem, dar trebuie să realizăm că pe bune o să intrăm în război cu mafia din Pixelburg. Pe bune, băi, și vedeți, noi acum avem alegere, ori intrăm în război cu mafia, ori nu. Eu vreau să-l scoatem pe Ovidiu din închisoare, deci eu zic să da. Alexia? Prieteni, putem să plecăm chiar acum. Ah, ok, bun, desigur. Să lăsăm totul în spate și să ne folosim de acest șantaj ca să-i spunem polițistului Malcolm să nu ne mai caute. Haideți să facem o alegere inteligentă, vă rog eu. Lasă Alexia, că diseară este Ovidiu din închisoare și spun eu ce prietenă bună ai fost tu. Rafa, tu ce spui? Chiar nu știu. Eu zic să nu o facem. Știu că am spus că am face orice să scoatem pe Ovidiu din închisoare, dar asta e practic un bilet către moarte. Noi trebuie să ne mișcăm foarte bine dacă Ovidiu iese din închisoare. Eu o să încerce să ne atace din toate locurile. Nu este bine. Sau mai există și varianta să ne lase în pace o perioadă, adică câteva luni, ca după să revină și să ne lovească când nu știm. Nu sună bine să șantajăm un membru al mafiei. Voi realizați cât de puternici sunt oamenii ăștia. Într-adevăr, dacă spui asta în tot orașul, în toată țara, lumea o să se revolte și o să scape de el. Dar de el, nu de mafie. Eu zic să nu. Eu zic să da, nu. Îmi pare, Rafa, ești în... Tu cu Alexia sunteți în inferioritate numerică. Domnule polițist, s-a luat decizia. 4-2, da? Noi vrem, ei nu vor. Sunați-l pe polițistul Malcolm și amenințați-l. Băi și fete, asta s-ar putea să fie cea mai bună sau cea mai proastă decizie din viața noastră. Sunați-l, voi plecați acasă și după anunțați-ne să ne spuneți ce ați rezolvat. Stau și mă uit pe pereți de aproximativ 30 de minute, băi și fete, și nu știu dacă am făcut o alegere bună sau nu. Voi ce spuneți? Am făcut o alegere bună? Eu sper să da. Eu chiar sper că am făcut o alegere bună, dar nu știu ce să zic. Mamă, și domn polițist Mike, fraților, nu mai trebuie să pornesc televizorul să mă uit la ceva. Domn polițist Mike, fraților, parcă nu mai dă niciun semn. Ia vedeți că a dat un semn, un mesaj nou. Marius, l-am sunat pe polițistul Malcolm și era foarte nervos, dar a picat în plasă. Mi-a spus că diseară, la ora 8, să fim în fața școlii, că o să-l aducă pe Ovidiu. Let's go, bro! Să fim toți acolo la ora 8. Mamă, sper să nu fie vreo manevră sau ceva de genul. Dar lasă că vedem diseară. Let's go, băi și fete, let's go! Haideți-mă că imediat vine Ovidiu acasă.
Aoleu, băi, și fete, este ora 8, eu am adormit puțin, mamă, sper că n-am întârziat, haideți să mă duc rapid acolo, e 8, nu, că afară, da, e întuneric, ar trebui ca acum Ovidiu să fie în fața școlii. Mama, o să mă duc până afară. Marius, unde pleci iarăși la ora asta? Marius, ce te-ai băgat? Nimic, am adus să mă văd cu prietenii mei, stai liniștită. Mamă, băi, și fete, am adormit, dar las că e bine că m-am trezit la fix. Nu chiar la fix, că probabil toată lumea e acolo, inclusiv Ovidiu. Mamă, băi, și fete, sper să nu facă vreo manevră sau ceva de genul, să facă vreo schemă. Dar nu cred că ar face nicio schemă, că ați văzut că mafia acum lucrează așa mai subtil. Că de-aia toată lumea a crezut timp de 20 de ani că ăștia nu mai există, dar ei de fapt existau. Pentru că nu mai sunt așa de vocali, să spunem așa, știi ce zic? Hai să vedem care-i treaba mea. Eu o să încerc să nu fac nicio prostie. Dar unde mai exact în fața școlii, bro? Am și uitat, ești nebun. Unde în fața școlii? Acolo la intrare sau aici? Unde? Ne-au zis în fața școlii, bro. Lasă că... Ah, ia uite! Hopa! Păi, dar nu văd niciun Ovidiu. Hopa! Domnule polițist, unde e Ovidiu? Marius, e ora 8 și încă nu a venit nimeni. Noi așteptăm. O să se întâmple ceva prost, sunt 100% sigură. Păi și fete, n-are ce să se întâmple prost, trebuie să vină. Alex? Am emoții, simt că cineva se uită la noi după mașinile astea. Sunt 100% convins, bă, nu mai dă palpitații. Nu cred, băi și fete. A? Nu cred. Na, nu se uită nimeni. Bă, da, și ăsta îmi dă palpitații. Tănase? Să se arate cine are tupeu. Taci din gură, că dacă se arate cineva, ești primul care fuge. Tănase, taci din gură, n-a fost o idee bună. Te rog, eu, Rafa, calmează-te, iubire, așteptăm. Hai să așteptăm, băi, și fete, mamă, sper să nu fie vreo schemă. Trebuia să fie acum aici, trebuia să fie aici. Sper să nu facă vreo schemă. Oh my god, băi, și fete. Polițistul Malcolm chiar l-a adus pe Ovidiu aici. Ovidiu, ești bine, frate? Prieteni, m-ați salvat. Cum ați reușit? Stai că-ți povestim. Domnule polițist, uitați aici. Lasă că vedeți voi, rataților. Vă luați voi de fiul meu, vedeți voi. Băi, vezi că dacă încerci să faci ceva, ai ajunge direct la presă. Ai înțeles povestea asta? Să nu crezi că ești vreun șmecher. Ovidiu, ești bine, bro? Hai, tu pleacă de aici. Ovidiu, frate, ești bine? Mamă, Ovidiu, cât avem să spunem. Doamne, mulțumim, man. Doamne, mulțumim. Ești bine, Ovidiu? Prieteni au vrut să mă moare în închisoare și au bătut joc de mine. Mai aveam 2 zile de trăit, de unde știai? Îmi tot spuneau o numărătoare. Îmi tot spuneau 4 zile, 3 zile. Astăzi mi-au zis 2 zile. Dar cum m-ați salvat? Ovidiu, este o poveste foarte lungă. Extrem de lungă. După ce a intrat la închisoare, polițistul Mike a făcut niște investigații și și-a dat seama de niște chestii. Ovidiu, calmează-te, acum ești în siguranță. Tu o să vii cu mine ca să-ți explic mai exact tot. Să te pun la curent cu ceea ce se întâmplă mai exact. Voi, copii, mergeți acasă, nu sunteți în siguranță noaptea pe străzi, pe bune. Sperăm că s-a meritat, eu zic că s-a meritat, Alex. Voi ați văzut cât de nervos era polițistul, nu cred că e de bine, băi, e normal să fie nervos. Nu credeam că o să supraviețuiești, Ovidiu. Da, și tănase că tu nu supraviețuiai. Acum începe războiul, bă, băi și fete, oficial cred că am intrat în război cu mafia din Pixelburg. Haideți să ne calmăm, e bine că Ovidiu a venit acasă, pe bune. Na, iubire, papa, prieten, papa, vă pup, ne vedem mâine, că mâine nu e școală, mâine e sâmbătă, dar ne vedem mâine, vedem ce urmează să facem, băi și fete. Se pare, fraților, că a ieșit bine, nu? Putea să iasă mai rău, a ieșit bine. Ne-a zis polițistul Malcolm, ne-a amenințat, bă, eu zic că a ieșit fix cum trebuia să iasă, e nebun. Ne-a amenințat, desigur că a fost foarte, foarte nervos pe ceea ce s-a întâmplat. Dar până la urmă, bro, dacă fiul lui e un nenorocit, nu e vina noastră. Dar e bine că l-am, cum îi zice, că l-am salvat pe Ovidiu. Numai bine acum mă întorc și acasă, că vă dați seama, fraților, că ați văzut că mama a început să își dea seama că e ceva neregulă, bro. Hai că o să mă duc la ea și o să liniștesc, o să zic că nu e nicio problemă, bro. Hai să vedem să parcăm mașina, să închidem și garajul, tot să nu fie nicio problemă. Dar unde-i mama? Băi, ia să puțin, băi, și fete, bă, unde-i mama? Mama, băi, asta-i, nu-i văd numele de niciunde, asta-i să mă duc la ea în cameră, sau poate la mine în cameră? Mama? E un chest aici? Băi, și fete? Salut, Mario! Mario? Marius? Sau care o fi numele tău? Vezi? Oh, nu.
tu și prietenii tăi v-ați băgat unde nu trebuia să vă băgați. Dacă tot mi-ați șantajat omul, așa o să vă șantajez și eu pe voi. O, nu, băi, și fete! Au răpit-o pe mama. Vorbești cu liderul mafiei din Pixelburg. Tocmai ce am revenit și am ridicat-o pe mama ta. Și vezi tu, s-a întors roata. Vrei să supraviețuiască? Trebuie să faci ceva pentru mine. Mai exact, trebuie să strădezi prietenii și trebuie să mă ajuți. Să-i anihilăm pe prietenii mei! O să revin mâine cu mai multe detalii. Și nu cumva să le spui ceva. Mamă, băieți și fete, ce facem, man? Au răpit-o pe... Mamă, băieți și fete, ce facem? Au răpit-o pe mama și-mi cer să-mi trădesc prietenii. Oh my God, s-a întors roata, fraților. Acum ei mă șantajează pe mine. Ce facem, fraților?